suntem în laboratorul de încercări structurale al Centrului de Cercetare Evaluarea Riscului Seismic. Alături de mine este domnul Viorel Popa, decanul Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole din Universitatea Tehnică de Construcții București. Bună ziua! Bună ziua! Ce puteți să ne spuneți despre laboratorul de încercări structurale al Universității? Este un laborator creat în cadrul proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic în România în anii 2000. În spate este un echipament de încercare pentru structuri, permite încercarea elementelor structurale la scară aproape de scara naturală, în regim ciclic alternant de solicitare. Cumva simulăm acțiunea seismică prin încărcări statice. Ok. Mai exact, cu ce ajută cercetarea din acest laborator oamenii și mediul în care aceștia își desfășoară activitatea? Deci ce ne propunem prin lucrările de cercetare pe care le desfășurăm aici? Unul este să evaluăm vulnerabilitatea elementelor structurale din construcțiile existente la acțiunea seismică și să găsim soluții de îmbunătățire a comportării acestora, care să fie și optime din punct de vedere al costului, dar să ofere și condițiile de siguranță necesare. Și în al doilea rând ne propunem să găsim sisteme inovative de realizare a elementelor structurale pentru creșterea siguranței construcțiilor noi și reducerea costurilor de realizare. Ce v-a determinat să deveniți cercetător și ce vă motivează în continuare să practicați această meserie? Eu sunt în primul rând inginer. Sunt inginer specializat în inginerie structurală. Văd cercetarea ca un instrument de învățare, un instrument de aprofundare. Cercetarea este pentru noi un instrument de inovare tehnică foarte importantă, pentru că încercăm ca rezultatele cercetării noastre să fie utilizate direct în industria construcției. Nu în ultimul rând, ce vă propuneți să desfășurați în acest laborator? În continuare, în acest laborator s-au realizat un număr mare de teste de-a lungul anilor pe diverse categorii de elemente structurale. Ce ne-am dorit foarte mult să reușim să implicăm mai activ industria construcțiilor în munca de cercetare, pentru că în acest fel produsele muncii noastre ajung să fie mai ușor asimilate de piața construcțiilor și să fie utilizate practic în realizarea construcțiilor noi sau consolidarea celor existente. Ok, mulțumim frumos! Mersi!